Sudor de meserie, Adrian Vasilincu crește astăzi curcanii în localitatea Darabani din județul Botoșani. În urmă cu câțiva ani, în Olanda, fermierul lucra la cele mai luxoase ambarcațiuni, iar cu banii strânși și-a pornit o afacere acasă împreună cu soția. În Olanda eu de meserie sunt sudor argon, am lucrat pe iahturi de lux în Olanda. Am stat în jur de 6 ani în Olanda împreună cu soția. Ne-am retras cu gândul de a face ceva, de a ne dezvolta la noi în țară. Este greu, e adevărat, suntem la început, dar încercăm să ne dezvoltăm, să creștem tot așa odată, să o ducem mai bine. În șantierele pentru iahturile de lux, sudam tot felul de țevi, de scurgeri, meseria mea fiind de sudor, tot ce ținea de scurgeri, de țevi, de țevi la piscină, sudam. Dintre iahturile cele mai luxoase, cele mai complexe, zic așa, a fost iahtul lui Jeff Bezos, iahtul lui Bill Gates, am lucrat pe ele, dar le-am lăsat și am venit în țară, la o gradă. Din dorința de a fi român, de a fi patriot, să zic așa, am ales ca să ne întoarcem în țară și să facem ceva la noi în țară. Nu-mi place în Olanda, îmi place doar banii, să zic așa, se câștigă bine, dar nu-mi place clima, nu-mi plac oamenii, nu știu. Nu m-am acomodat și am ales să mă întorc. Afacerea în care au investit cei doi soți a fost o fermă de curcani și au propus de la început să aibă o fermă în care păsările să fie crescute natural, fără antibiotice, hrănite cu cereale. Ne-am retras în 2021 din Olanda și în 2022 am început prima serie de curcani. Am vândut, am mers totul bine și am să mai încercăm și să ne extindem. Prima tranșă de puiet am cumpărat-o de la un magazin de aici în oraș. M-am crescut-o, a fost totul bine. Următoarea serie am cumpărat-o de la un prieten, la o cunoștință din zona Iașului. Neavând de unde din zona noastră să cumpărăm, am căutat soluții ca să pot să cumpăr. Curcanul față de celelalte păsări este un curcan greoi, are nevoie de hrană bună ca să crească. Spre exemplu, noi de la faza de o zi și până la vârsta de 6 luni, când ajunge la maturitate, noi dăm 6 tipuri de mâncare în funcție de evoluția lui, de greutatea lui. El fiind greu, are nevoie de proteină, de calciu ca să crească, să se dezvolte frumos. Este o carne sănătoasă. În prima fază, când sunt puieți mici, le dăm vitamine, le punem în apă. După aia o să le dăm 7 zile pe lună, le dăm vitamine ca să nu aibă un surplus prea mare de vitamine. Le dăm hrana, e compusă din șrot de soia, porumb, grâu, ulei și calciu. Eu doar așa le dau. Ce cresc ei, le scadem de la șrotul de soia și le adăugăm la porumb. Cu ce cresc în vârstă, de la vârsta de 12-13 săptămâni, începem să le dăm grăunțe nemăcinate ca să mănânce, să aleagă. Noi le dăm și mâncare făcută, dar le dăm și grăunți ca să fie în funcție de cererea, ce vor ei. Acum, cum este sezonul de toamnă, le-am dat și fructe, le-am dat mere, pere, mănâncă de toate. Încercăm să-i creștem cât mai natural și cât mai sănătos, fără nimica, fără chimicale, adausuri, fără nimic. Mulți mă întreabă și pe internet ce le dau sau ce le fac. Nu le dau nimic, pur și simplu ei au nevoie de o îngrijire mai accentuat, să zic așa, față ca rațele sau ca găinile. Trebuie să, când ei sunt mici, în vârsta de o zi, au, spre exemplu, au nevoie de căldură foarte mare, 38 de grade. După aia, în timp ce cresc, le mai scadem căldura, dar au nevoie de igienă, căldură, mâncare bună, adecvată și toate astea ținute din scurt. Cu un efectiv ce variază între 300 și 400 de capete, afacerea din Darabani se bazează pe o genetică foarte bună a curcanilor. Cu o imunitate ridicată, păsările sunt rezistente și se adaptează rapid la viața din mica fermă. <gântu-i>
În urma căutărilor am găsit pe o cunoștință de la Iași, care are genetică foarte bună, pui foarte buni. În ultimele serii mi-au mers foarte bine, nu au nevoie de nimic. Dacă sunt din mici, au imunitatea lor din nou bună, nu au nevoie de tratament sau de antibiotice. Bunăstarea lor e foarte importantă, să aibă zilnic nevoie de aer curat, să fie în aer liber. Noi tot timpul, dimineața și până seară, când nu plouă afară, îi ținem afară, le aducem și iarbă, au spațiu, au aer, au de toate curățenia, e foarte importantă. Le dăm zilnic așternut proaspăt ca să stea pe pată curat, nu fie umed, nu fie nimic, ca să fie totul bine. Creșterea curcanilor își are particularitățile sale, iar Adrian a învățat să le respecte atât nevoile, cât mai ales temperamentul. Cu o grijă crescută pentru bunăstarea păsărilor, fermierul a ajuns să aibă exemplare spectaculoase, care ating greutăți neobișnuit de mari. Față de găini sau celelalte păsări, curcanii sunt foarte curioși. Spre exemplu, dacă mă duc între ei și stau, ei vin și mă ciupesc de mână, de orice. Sunt curioși și totodată sunt așa mai prostuți, să zic așa. Deci dacă eu iau la mers pe undeva, nu contează ce este în față, ei merg pe de drept, nu se uită, nu ocolesc, nu nimic, cam așa e la ei. Seria aceasta am mai mulți curcani, dar mai sunt și curcani care încearcă să fie liderul, să zic așa, care cam se iau la bătaie uneori. Mulți poate spun că de la spațiu, de la astea, dar nu, e vorba de masculul alfa, să zic așa, ca să ocupe teritoriul. Curcanul ajunge la maturitate în timp de 24 de săptămâni. Cam ajunge la maturitatea lui inițială. El mai crește și după aia, dar mai puțin. Din momentul ce la o zi și până 24 săptămâni, anul trecut am avut și curcan de 27 de kilograme. Mulți nu cred, poate spun că sunt injectați, că sunt umflați, că sunt nu știu ce, dar sunt naturali. Eu am postat și pe rețele de socializare tot timpul ce le dau, ce le fac de mâncare. Chiar mulți care cumpără de la mine vin, le arăt mâncarele, cum îi îngrijesc, cum am grijă de ei și de la serie la serie am tot mai mulți clienți care au încredere și vin să cumpere. Cei care cumpără curcanii de la ferma familiei Vasilincu sunt mai ales din zona Botoșaniului. În preajma sărbătorilor, crescătorul și soția sa fac față cu greu cererii mari de carne de curcan, iar onorarea comenzilor înseamnă un program de lucru de la 5 dimineața până la 9-10 seara. Clienții mei, dacă aș dispune de spațiu mai mare, aș avea mereu. Chiar am clienți pe la Botoșani care mă sună, din moment ce termină carnea, mă sună. Domnule, mai ai? Nu mai am momentan sau am, depinde, dar dacă aș dispune de spațiu de dezvoltare mai mare, aș putea să fac mai multe serii ca să îi satisfac pe toți. Împreună cu soția, tot încercând ca să facem mai bun, să mâncăm mai sănătos, am afumat carne de curcan, pastram de curcan, pulpi de curcan, care nu se compară cu celelalte cărni, să zic așa, sunt nemaipomenite. În familia noastră, proporția de carne, să zic așa, carne de curcan, este undeva la 80% este carne de curcan. Cu asta ne ocupăm, cu asta ne hrănim, da. Carnea de curcan are o culoare și o aromă ca și carnea de vânată, o carne roșiatică care e nemaipomenită la gust, care și copiii, care am persoane care nu mâncau carne copiilor și de când au început să le dea carne de curcan de la mine, încep să mănânce, să le placă. La finalul interviului, crescătorul ne-a dezvăluit și un mic secret. Dacă aveți ocazia de a alege între o curcă sau un curcan, gândiți-vă dinainte ce doriți să faceți cu carnea pentru a vă decide mai ușor. Mulți spun că este mai bună carnea de curcan, dar când ofer la vânzare, carnea de
curcă nu prea are așa multe oase ca și o carne de curcan. Adevărat, curcanul este mai mare, are pieptul mai mare, pulpile mai mare, dar are și oase mai multe. În măsură ce crește mai mult, crește și oase, care oasele la final se aruncă sau se pun la ciorbă.